Bună dimineața din Gara de Nord. Astăzi a venit vacanța cu trenul de la Craiova. Contrar a ceea ce am zis, vom merge astăzi cu trenul către Brașov. Dar trenul cu care mergem e un tren privat care vine de la Craiova. Vine Craiova, București, Brașov. Facem pur și simplu excursie de o zi așa la Brașov, în principal să vedem cum mai e cu trenul. Cu Gara de Nord am văzut și o să vă arătăm și vouă acum. Este exact cum o știți, dacă ați fost acum 30 de ani cu trenul, la fel e, nu s-a schimbat nimic. Mai avem vreo 12-13 minute așa până ar trebui să plecăm. Dar trenul nu e aici încă, deci s-ar putea să nu plecăm la timp. Cât am dat pe bilete, ca să spunem de la început? 74. Două persoane doar dus. Da. Deci 150 dus întors. 150 dus întors, două persoane. Asta e pentru că e tren privat, pentru că dacă am fi luat CFR, ar fi fost dublu ca preț. Noi n-am mai fost de vreo 10 ani cu trenul și eram tare curios să vedem cum mai e. Da, exact. Am fost cu trenul prin alte țări, dar în România n-am mai fost de n-am fost de mult, da. Cam așa arată pe aici. Suntem și noi pe un peron de ăsta gol. O să mergem acolo să vedem ce se întâmplă, să fim pe fază la ce peron. Am venit cu mașina, am lăsat-o aici, am parcat aproape, am plătit 35 de lei pe parcare pe 24 de ore. Nu, ăsta e Buzău. Să facem o plimbărică așa un pic prin gară. Nu știu, poate sunt eu ciudat, dar mi se pare atmosfera așa foarte dubioasă. Am fost și până la baie un pic, tariful este 2 lei. Aici nu e valabilă vorba, 2 lei dai, 2 lei face. Știi expresia, stai, știi expresia, stai ca în gară? Stai așa, așteptând, ca da. Nu știi la ce peron e. Exact, nu știi la ce oră vine, dacă întârzie, nu întârzie. Băncuțe 0. Aici la bilete este identic, cu difuzoarele astea așa și cu ghișeele astea, să vorbești așa jos acolo, așa. Sunt și de-astea, da, ce-i drept. Dar am încercat la un moment dat să luăm bilet din aeroport până la Gara de Nord și scria pe astea să te duci la ghișeu să plătești. Uite, cu card, cu ce trebuie. Ia vezi. Ia vezi, aeroportul are cont, ia du-te la aeroport. Clasa a doua, că suntem niște săraci, lasă așa, clasa a doua. Mi s-a dus degetul. Bilete întregi. Două. Lasă unul, dă-mi cât e unul. 1.50. Hai cu loc să prindem. Ce zice? Unde zice? 8.50. Cu loc? Ah, ok. Dacă dai fără rezervare, stai în picioare până la gară, 5.50. Înțeles. Asta am vrut să facem, dar nu ne ciuiam la program. Da, eram între trenuri așa. Și oricum e mai greu de parcat la aeroport decât ești la gara. Nu știam de chestia asta. E un fel de drive pentru oameni. Tocmai ce a anunțat că are întârziere 10 minute. Just. Tren. Cum suntem noi în gara aici, de exemplu, nu vă conectați la niciun Wi-Fi. În locuri dubioase și nu neapărat dubioase, dar la orice cafenea, adică la orice restaurant public, nu vă conectați la Wi-Fi fără a folosi un VPN să începeți să umblați prin conturi bancare și alte conturi și parole. Ce e la un VPN? Un VPN este un Virtual Private Network. Este un software care creează o rețea privată între tine și orice vrea să accesezi pe internet. Iar VPN-ul pe care vi-l recomandăm noi este Surfshark VPN. Ăsta este primul și cel mai important beneficiu pe care l-are un VPN, și anume că te protejează de oricine ar încerca să acceseze datele tale. Faci în așa fel cât datele tale să nu ajungă pe mâini greșite. Un alt beneficiu important este că să poți să schimbi țara, să pară că te conectezi într-o altă țară decât ești tu atunci, de fapt.
să poți să urmărești filme și seriale care nu sunt disponibile în țara ta. Pe lângă VPN, cu Surfshark One primești și multe alte servicii foarte interesante, cum ar fi Alternative ID, prin care îți poți crea o identitate virtuală ca să nu o folosești pe a ta, reală, pe site-uri în care poate n-ai încredere sau pur și simplu nu vrei tu să-ți folosești identitatea. Ai un modul de alertare să te anunțe dacă datele tale au ajuns pe mâini greșite și să-ți dea timp să rectifici ce ai de rectificat și multe altele. Așa că urmați și voi linkul din descriere, băgați codul Tripping Around și aveți parte de o ofertă exclusivă plus până la 3 luni gratuite. Suntem aici la spectacol, așteptăm să înceapă. Nu știu cine cântă, dar trebuie să fie mișto. S-a anulat spectacolul. Gata, plecăm. Deci îmi costă aproape 140. Nu așteptăm asta. Foarte bine că nu este nimeni aici în față. Putem să stăm. E foarte rău la baie. E ok. Ia să te apă. Olic. Săpun. Presupun că e. Hârtie igienică. E. De ce e? Cât de cât curat. Da, nu-i rău. Și interesant că mergem destul de repede. 140. Și ajungem la Sinaia. De fapt, am ajuns la Sinaia. Mai avem pic și ajungem în gara din Sinaia. Arată decent gara asta, da? Arată frumos, aranjat așa, curat. Am fost aproape singur în tren. Nu suge nimeni la Brașov, nu suge nimeni la stațiuni. Ce puște! Vreme foarte bună la munte. Soare. Dar și în București de astăzi a venit primăvară. Am crezut că e doar asta de cafea, dar nu, e unul și de dulciuri. Dulciuri și restul chestiilor. Sper să fie vremea bună, că
Eu o să îmbrăcat așa. Și atât. Cam bate vântul. Soare. S-a promis soare, da, exact. Da, ăsta a fost trenul cu care am mers. Decent, dar hai că vă povestim când o fi mai liniște și mai puțin bărți. Hai să luăm un Uber și să mergem în centru. Am zis în prima fază că luăm autobuzul, să vedeți cum e autobuzul, dar este același preț ca Uber-ul. Brașo. Confort? Confort, da. Confort. Confort. De lei mai scump. De lei mai scump. 10,69 lei Uber-ul. Mi se pare foarte ciudat că am ajuns aici, în Brașov, fără să o conduci tu. Da. L-a selectat pe unul de aici, între ăștia, care așteaptă și a refuzat. Pentru 10 lei nici nu mă gândesc. Păi și unde poți să te duci în orașul ăsta? Că nu e ca și când e foarte, foarte mare, nu? Hai că vine Radu cu Citroen ce Elise. Dar vine de la un kilometru. Pe ăștia de aici așteaptă ceva mai juicy. Întoarce luăm autobuzul, Bobby. Să încercăm și autobuzul. Ce să zic? Am ajuns în centru, uite ce vreme bună e. Perfect. Haide. Astăzi vrem să facem o chestie pe care n-am făcut-o până acum în Brașov, deși am fost de foarte multe ori. Adică eu am făcut-o, Ana n-a făcut-o. Să mergem în Biserica Neagră înăuntru. Bilete, ticket, de ce zice? Ha, trebuie să luăm de acolo bilete, nu? Hai să luăm bilete de acolo. Fugi și cumpără. De fiecare dată când am ajuns aici, mereu era închisă. Da. Hai, fugi și iam bilete. Două bilete? Nu, unul, tu rămâi afară. Am luat bilete. Hai, e deschis, hai să o prinde deschisă, că dacă se închide între timp. Nu e așa neagră, dar mă rog. Foarte mare, da. Așa negru, dar e mare. Te bate Dumnezeu dacă, mai ales că ești în biserică. Treaba ta. Crezi că dacă ești de asta catolică nu te vede? Așa, așa zici? Treaba ta. Vremea este superbă, nu ne-am dezamăgit. Ne-am oprit aici la o terasă. Când iese soarele, este super, super tare. E perfect. Liber, surprinzător, este foarte liber în Brașov. Ceea ce și ne bucură. Cald, pentru martie. Da. E liber, cred că încă nu și-a dat lumea seama că e primăvară. Am prins așa primele zile de primăvară, fără lume. Lasă, m-am comandat și noi de băut. Și o porție de papanaș. Neapărat mai încolo trebuie să mergem să luăm un Kürtosh. Neapărat, că venind în Brașov trebuie neapărat. Și acum că am vizitat, ne relaxăm. Oricum, planul pe azi era să vedem cum e trenul. Zi, hai, zi, ca să nu zici că încep eu și sunt rău și sunt... A fost mai decent decât mă așteptam. Am avut priză, lucrurile bune, da, pozitive. Da. Am avut priză. Am avut loc ok pe scaun. Semi-curat. Aș fi vrut Wi-Fi în tren, dar nu. Da, mă rog, asta poate că ar fi contat mai tare dacă vorbeam de altă țară. Așa fiind la noi și având netul mobil cu mulți giga, n-a contat atât de tare. L-am trimis pe Bobby la baie să-mi zică ce și cum și nu m-am simțit confortabilă din ce mi-a folosit. Era decent. Pentru că am venit cu trenul, am luat o berică. Mă rog, o să ne toacem la mașină, dar am șoferul cu mine care bea suc. Nu era extra curat, dar având în vedere că am fost la baie în Gara de Nord înainte, în tren era super, deci dacă poți te ții, mai degrabă aștepți să faci în tren decât în gară. Oricum, în tren este gratis. În gară este 2 lei sau te duci și comanzi de la Mac, de la KFC, ceva am fost, și... Am fost la baie la Mac și a fost decent, o super ok. Acolo e mai ok, da. Iar pentru că...
Un bon Dacia. Pentru că în principiu acolo e mai scump de 2 lei, dar la baie, la baia gării, cred că cumva am cuvinte rele de spus despre gări mai degrabă decât despre experiența cu trenul. Pentru că ce m-a surprins pe mine, a mers foarte repede trenul. Da. Adică a avut o viteză maximă de 141 de km pe oră. Dar pe total viteza medie a fost 71. Da. Așa e ruta, știi, că oprește din gară în gară, dar da, dacă e un astfel de tren către Constanța, de exemplu, nu se oprește pe nicio localitate și mergi direct, mă rog, nu știu ruta aia, poate avea și nenașa, dar așa ca idee, pare că începem să fie și la noi bine din punct de vedere viteză trenul. Probabil nu e infrastructură pe unele bucăți, dar gările jalnice, care era cea mai ok? Sinaia. Sinaia a fost cât de cât ok? Brașov, e ok. Și pe deal, parte și pe deal. Decent, mai decent. Da, dar Brașov e cam pe acolo cu Gara de Nord, un pic peste poate. Da. Și în majoritatea gărilor nu s-a mai investit nimic, absolut nimic, și atunci... Ca experiență per total a fost ok, ne-am bucurat de experiență, că nu mai mersesem de 10 ani cu tren. Și asta e prima dată când mergem împreună în România cu trenul. Într-o zi în care e liber pe DN1 sau dacă ar fi autostradă, poate că n-ar merita atât de tare am să mergi cu tren. Am făcut un calcul, cu mașina ne-ar fi costat 110 lei. Da, față de tren care ne-a costat 150. Și cu 35 parcarea. Dar dacă ar trebui să merg zilnic cu trenul sau la sfârșit de săptămână, cred că mi-aș blestema zilele, nu? Day drinking. Asta pentru mine înseamnă vacanță. Dar ceva să spun că dacă e liber, nu merită neapărat. Dar dacă sunt niște weekenduri de alea nebune, de 1 mai, de niște punți de astea, de merge toată lumea la munte, mai degrabă faci 2 ore jumate decât 5, 6, 7, 8, cât faci cu mașina. Da. Mergi repede, te-ai suit în tren. E o alternativă ok-ish. Poți să bei în tren, nu mai ești cu mașina, aia, începi distracția mai devreme. De acasă. Cam asta e cu trenul, decentă experiența, relativ ieftin, asta dacă nu vrei să mergi cu CFR, dacă mergi cu CFR, 50 de euro biletul. Da. Dus întors pentru două persoane. Aș avea așa o curiozitate să văd dacă merită diferența, dar nu e atât de mare curiozitate. Am vrut să luăm. L-am întors. Dar până la urmă am găsit alternativă și mă rog, n-am mai luat. Că n-are sens să dăm 100-150 de lei în plus. Cam atât. Hai să ne relaxăm. Vremea e foarte bună. E superb, superb. Am numit o zi minunată. Și am așa un paparaj scurt, așa. Porție. O porție la două parcuri. Chiar bun. Uh-huh. Nu așa bun ca ăla pe care, ăla care ne-a ieșit nouă. Că am făcut și noi paparaj acasă și ne-a ieșit foarte bun. Da. Mai mâncaște. Gata cu Brașovul. A fost foarte frumos, dar e timpul să ne întoarcem. Am avut așa o escapadă de 2 ore și jumătate aici în Brașov. Și acum, deși sunt mai obosit ca atunci când am venit, o să luăm autobuzul. Trebuie să luăm autobuzul 4. Asta este 17, nu-i bun. Alergăm? Avem un autobuz 34 și 5. Nici. Asta e, spre gara Brașov. A, uite-l aici. Deci putem să ne băgăm în el deja? Da, cred că da. A, ce bine. Nice. E... Mă bucur mai. Super. Nu vagon. Vagon 3, da.
Data viitoare o să încercăm și trenul care duce către aeroport, că-l vreau să încerc. Am văzut, e ok. Am văzut cum funcționează trenurile. E ok. Hai, că a fost mișto, nu? Dacă vreți să ajungeți la aeroport, veniți să lăsați mașina la noi, la Pet Garage acolo și puteți să mergeți liniștiți la aeroport. Cea bună variantă, nu? Da. Urmați și voi linkul din descriere, băgați codul Tripping Around și aveți parte de o ofertă exclusivă plus până la 3 luni gratuite.